Luca, capitolul 11, versetele 14 la 23. Iisus a scos dintr-un bolnav un drac care era mut. După ce a ieșit dracul, mutul a grăit și noroadele s-au mirat. Dar unii ziceau, el scoate dracii cu Belzebul, domnul dracilor. Alții, ca să-l ispitească, îi cereau un semn din cer. Iisus le-a cunoscut gândurile și le-a zis, orice împărăție dezbinată împotriva ei este pustiită și o casă dezbinată împotriva ei se prăbușește peste alta. Deci dacă satana este dezbinat împotriva lui însuși, cum va dăinui împărăția lui? Fiindcă ziceți că eu scot dragi cu Belzebul. Și dacă eu scot dragi cu Belzebul, fiii voștri, cu cine-i scot? De aceea, ei înșiși vor fi judecătorii voștri. Dar dacă eu scot dragi cu degetul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Când omul cel tare și bine înarmat își păzește casa, averile sunt la adăpost. Dar dacă vine peste el unul mai tare decât el și îl biruiește, atunci îi ia cu sila toate armele în care se încredea și împarte prăzile luate de la el. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Și cine nu adună cu mine, risipește. Amin. Domnul Iisus, când a venit în lumea noastră, a găsit lumea, mai ales lumea în care a venit el, țara lui Israel, sub stăpânirea romană. Imperiul roman domnea cu braț de fier peste lume și, sigur, peste poporul lui Dumnezeu. Venirea Domnului Iisus Hristos în lume a născut mai multe întrebări în mintea celor ce l-au cunoscut și au intrat în relație cu el. Sigur, unii se întrebau, cine este acesta? Alții ziceau, este un om bun. Alții se mirau de semnele și minunile pe care le făcea. Ziceau, așa ceva n-am mai văzut. Alții l-au ascultat vorbind și au rămas impresionați și au zis, n-am mai auzit pe nimeni vorbind ca omul acesta. Pentru că el nu vorbește ca învățătorii noștri. El vorbește ca unul care are putere. Sigur, multele lui minuni și semne care le-a făcut i-au pus pe oameni în situația să se întrebe, oare nu este el acela care ne va izbăvi de sub puterea romană? Asta era problema lor numărul unu. Evreii nu suportau dominația romană. Evreii nu acceptau ca ei să fie robi cuiva. De foarte multe ori s-au răzvrătit împotriva romanilor. Și se gândeau că poate Iisus este acela care îi va scăpa de romani. Și vă rog să vă amintiți că în mai multe rânduri ei s-au exprimat că Domnul Iisus va împărăți și chiar unii dintre ei au zis Domnului Iisus, auzi, am vrea ca unul din noi să fim la dreapta ta și celălalt la stânga ta atunci când vei trona, când vei împărăți. Vreau să vă amintesc că crezul, convingerea lor că Iisus are putere să-i scape de sub domnia romană era atât de puternică, încât după ce a înviat din morți, l-au întrebat ucenicii și au zis, acum ai de gând să implementezi împărăția ta? Adică să-i alungi pe romani, să ne scapi de ei. Și să așez, să restaurez împărăția lui Israel. Nu știau un lucru. Că pe Domnul Iisus nu dominația romană îl interesa. Pe Domnul Iisus nu îl interesa așa de mult ocupația romană
și faptul că ei erau sub această stăpânire. Fraților, cred că și noi astăzi suntem foarte, foarte preocupați de aspectul stăpânirii. Oare care ar fi bun să stăpânească? Oare care merită să stăpânească? Și vedeți dumneavoastră bine că până și în rugăciunile noastre încercăm să ne rugăm Domnului pentru evenimentele astea care aleg stăpânii, să fie ăia, să fie ăia, să fie ăia. Domnul Iisus a spus, nu-i treaba voastră. Nu-i treaba voastră. De ce? Domnul Iisus nu avea probleme cu stăpânirea romană. Aduceți-vă aminte când i-au adus un ban și au zis, se cade să-i plătim bir cezarului. Pentru că ei vroiau să-l testeze, să vadă care este părerea lui despre cezar. Și Domnul Iisus a zis, dați-mi banul. I-au dat banul, i-au arătat celor care erau în fața lui o față a acelui ban, acelei monede și a zis, a cui chip este pe moneda asta? A cezarului. Păi atunci, dați cezarului ce e a cezarului. Și au rămas dezamăgiți. Păi noi am crezut că ăsta ne va face să ne ridicăm împotriva cezarului. Ne va impulsiona împotriva cezarului și a dominației romane. Și el vine și zice că dați-i cezarului ce e a cezarului. Dar el a mai spus ceva. Dați lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Domnul Iisus n-a venit ca să elibereze oamenii de sub domnia Romei. Era un stăpân mult mai crud, mai dur, mai rău decât cezarul. Era un stăpân care îi subjuga la nivel spiritual. Și Domnul Iisus pe acest stăpân l-a numit în cel puțin trei rânduri stăpânitorul lumii acesteia. Roma credea că ea stăpânește lumea. Dar Domnul Iisus a venit și a spus că este un alt stăpân al lumii. Nu Roma este problema. Nu cezarul e problema. Problema este stăpânitorul lumii acesteia. Știți la cine se referea? La diavolul. Eu nu am treabă cu cezarul Romei. Eu nu am treabă cu oștile Romei. Eu nu am treabă cu soldații Romei care sunt în Iudeia și peste tot presărați. Eu am treabă cu ostașii celuilalt stăpân. Pentru că ați asistat prin citirea textului când a vindecat un îndrăcit și un mut, îndrăcit mut. Eu am treabă cu acești ostași ai stăpânitorului lumii. Cu alte cuvinte, eu nu am venit să mă lupt cu romanii. Eu nu am venit să instalez împărăția lui Israel și să alung împărăția romană. Eu am venit cu altă împărăție peste împărăția care domină lumea. Și care este această împărăție? Dacă ați fost atenți, am desprins din cuvântul lui Dumnezeu două împărății. Și ascultați, vă rog, prima împărăție. Deci, dacă Satana este dezbinat împotriva lui însuși, cum va dăinui împărăția lui? Știți că el are împărăție? Știți că el este stăpânitor și domn? Cum va dăinui împărăția lui? Și dacă eu scot draci cu Belzebul fiii voștri, cu cine-i scot? Dar, versetul 20, dacă eu scot draci cu degetul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Ați observat? Împărăția diavolului, împărăția lui Satan și împărăția lui Dumnezeu. Eu nu am venit să mă bat pentru teritorii. Eu nu am venit să eliberez țări.
Eu nu am venit să restabilesc granițe. Eu am venit să mă lupt împotriva stăpânitorului acestui veac, a acestei lumi. Eu n-am venit să dau jos pe Cezar și să-l pun pe Caiafa. Eu am venit să-l dau jos pe diavolul și să-l pun pe Dumnezeu. Eu am venit împotriva împărăției celui rău și am venit ca să vă aduc împărăția lui Dumnezeu. Ascultați, vă rog, ce frumos spune Domnul Iisus în Evanghelia după Matei, capitolul 12, același text, dar este exprimat cuvântul în alți termeni. 12:28. Dar dacă eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Peste ei era împărăția romană. Nu asta e problema. Înainte ca să vină împărăția romană, a venit împărăția celui rău. Aceea era problema Domnului. Vedeți, și noi ne facem probleme. Care din cei 14 va veni să împărățească? Și suntem așa de preocupați și toată țara fierbe. Dar nu asta e problema țării noastre. Oricare vine, țara tot așa merge. Pentru că țara trebuie scăpată de celălalt. Și Domnul Iisus a venit să lupte cu celălalt. Și a dus un război crunt cu celălalt. Numai că teritoriul celălalt este un teritoriu spiritual. Este un teritoriu unde nu țin lucrurile pământești. Pentru că într-o împrejurare în Evanghelia după Luca, Domnul Iisus a fost întrebat: cum va fi cu venirea împărăției? Și Domnul Iisus a spus: nu se va zice uite aici sau uite acolo. Ea nu vine în așa fel încât să izbească privirile. Adică să n-aveți impresia că vor fi încărcate orașele cu afișe, toată țara va fi, mă rog, campa. Nu. Ea nu vine în așa fel încât să atragă privirile, să izbească privirile. Ea, zice în Evanghelia după Matei, versetul 28 din capitolul 12, ea a venit peste voi. V-ați culcat și dimineața v-ați trezit peste voi cu altă împărăție. V-ați trezit cu altă împărăție. Nu vedeți? Vin oameni la biserică, ei sunt în împărăția celui rău, aici ascultă cuvântul lui Dumnezeu, aici îi atinge Duhul lui Dumnezeu, se duc acasă și a doua zi, șoc. Dom'le, iar vreau să mă duc. Iar vreau. Eu mi-aduc foarte bine aminte că în urmă cu vreo 2 ani ne-a vizitat o soră, sora Lucreția Horz din Australia. Ea era cântăreață de muzică populară, cânta în ansamble. Era destul de renumită pe vremea cealaltă în România și era o cântăreață foarte bună. S-a căsătorit cu un frate din Micula, nu era pocăit bărbatul ei. Și de Crăciun, într-un an, au venit să-și viziteze părinții și bunicii în localitatea Micula. Și bunicul lui era credincios, întors la Dumnezeu. Și sigur, oricine s-a întors la Dumnezeu și a primit împărăția lui Dumnezeu și l-a primit pe Domnul Iisus în viața lui, prima și cea mai mare dorință a lui este să-i aducă și pe alții la Domnul Iisus. Să știți, ăsta e un semn. Ăsta este un semn. Nu vedeți când unul din ucenici l-a găsit pe Domnul Iisus, s-a dus repede la fratele lui și a zis: vino că l-am găsit pe acela care se zice Mesia. Vino, Domnule! Deci, în momentul în care cineva îl primește pe Domnul Iisus, nu poate sta pasiv. În momentul în care cineva a găsit mântuirea, nu poate să rămână indiferent de ceilalți. Și bunicul a zis: Vasile și Lucreția, haideți, Domnule, și voi la o slujbă la noi, la biserică. Haideți să vedeți și voi cum e la pocăiți.
Ea zice, domnule, eu am avut despre pocăiți o impresie total eronată. Eram cu totul împotriva lor. În satul nostru, în comuna noastră, nu era nimeni pocăit. Și din veștile și din auzite, sigur, aveam părerea mea despre ei. Dar ne-a convins bunicul. Și ne-am dus la casa Domnului. Sigur, biserica era o biserică de ucrainieni. Și acum este tot de ucrainieni. Conducătorul bisericii era un ucrainean. Citea foarte greu limba română. Se exprima greu în limba română. De foarte multe ori făceau slujbele în limba lor. Și zice, m-am așezat pe bancă și când s-a rugat unul dintre ei, am simțit că am fost așa fulgerată parcă. Au trecut niște fiori prin mine și am început să plâng. Și două ceasuri cât a durat slujba, eu am plâns într-una. Nu știam ce am, ce-i cu mine. Când s-a terminat slujba, m-am dus acasă cu bărbatul, ne-am dus acasă la socrii. Primul lucru, socrule, punem un pahar cu pălincă. Repede, repede. Dar ce-i Lucreția, de ce te grăbești? Simt că s-a legat pocăința de mine. Pentru că eu, două ceasuri, nu știu ce a fost cu mine, acolo am plâns într-una. Și-a băut un pahar, ce ca să fiu sigur, o mai pune un pahar. Mai pus un pahar și-a zis că a băut vreo două, trei păhărele de țuică. Și s-a liniștit că au trecut toate. Numai că a doua zi s-a întâlnit cu bunicul și a zis, bunicule, când mai este program la voi, la biserică? Mâine seară. Auzi, cheamă-ne și mâine seară. Și zice, ne-au chemat și m-au chemat și pe mine și pe soț și mâine seară și ne-am dus. Și care credeți că a fost rezultatul? Împărăția lui Dumnezeu a năvălit în viața lor. S-au întors la Dumnezeu și s-au pocăit amândoi. L-au primit pe Domnul Iisus în viața lor. Scumpilor, la câteva luni, pentru că vă dați seama, au renunțat la toate. Au renunțat la toate pocăindu-se. La toate cele lumești. După câteva luni, când s-au terminat proviziile, banii, au început să o ducă greu. Și când le era mai greu, au fost vizitați de o mare personalitate a vremii, Adrian Păunescu. Ne era foarte greu, ziceau ei. I-a vizitat Adrian Păunescu, care îi cunoștea foarte bine, o știa pe Lucreția, au fost împreună la multe, cenacluri de-a lor și ce-au avut. Și a început lupta. Ce ați făcut, mă? V-ați prostit? Ce ați făcut? Lucreția. Ce ai făcut? Sigur că nu avea cu ce să se apere. Spuneți-mi, ea nu știa cuvântul, ea nu le avea cu Biblia, nu le avea... Cu ce să se apere? Știți cu ce s-a apărat? Cu ce a trăit? Domnul le-a zis ea, sau tovarășe, că era vremea tovarășilor. Dar n-am făcut eu nimic. Ce vină am eu? Eu am fost invitat de bunicul soțului și m-am dus. Și dacă, fără să vreau, fără să... Nu știu ce s-a întâmplat. Am fost transformată, schimbată. Dumnezeu mi-a schimbat mintea, mi-a schimbat gândurile, mi-a schimbat dorințele, toate sunt date peste cap. Eu nu mai iubesc ce am iubit. Încep să iubesc ce n-am iubit niciodată. Eu nu mai cred în valorile în care am crezut. Încep să cred în valori pe care n-am dat doi bani niciodată. Era vremea comunistă. Sigur că l-a lăsat fără grai, fără vorbe. El a plecat. Și îmi spunea, și el și ea, într-o seară, pe la orele 10-11, nu mâncaseră aproape nimic în ziua aceea, că nu a avut. N-au avut. Să știți, au ajuns într-o situație destul de delicată. Aveau, dacă nu greșesc, 4 fete. Fetele vroiau și noaptea pe la orele 10:30 a intrat în casa lor un străin. Când mi-au povestit, încă nu știau cine e străinul acela.
Zice, domnule, e un bărbat așa înalt, mă rog, nu prea domn, mai mult țăran, jumătate, așa, un muncitor. Avea un sac în spate, a bătut la ușă și a zis să-i dau voie să pună sacul acela în holul apartamentului, că a fost trimis de Dumnezeu să ne aducă ceva. Și sacul era plin cu cele mai bune alimente. Și i-au lăsat și niște bani. Dom'le, cine ești? Eu atât am avut sarcina să fac și asta am făcut, nu mă întrebați cine sunt, sunt un simplu poștaș, un simplu om, un nimeni. Și atunci am înțeles că Dumnezeu ne poartă de grijă. Am înțeles că suntem în împărăția unuia care din nimic face bogății. Slăvit să-i fie numele. Scumpilor, dacă ați observat ideea, împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Și aceasta a spus-o Domnul Iisus. Și toată această învățătură este concentrată în două versete pe care aș vrea să vi le recitesc. Și vă rog să fiți foarte atenți. Când omul cel tare și bine înarmat își păzește casa, averile îi sunt la adăpost. Și acum, dar dacă vine peste el unul mai tare decât el, observați, vă rog, este un om tare și bine înarmat, care, prin metodele și mijloacele lui, a adunat sau a acaparat o avere. Avere pe care și-a pus-o la adăpost și o păzește. Și Domnul Iisus spune că într-o bună zi a venit un alt om ca să îi ia averea. Să ia prada, pentru că până la urmă în partea a doua versetului averea aceasta era o pradă. El n-a dobândit-o prin muncă. El a dobândit-o pe alte căi. Eu zic nedrepte. A venit al doilea om ca să-i o ia. Condiția era ca al doilea care vine să fie mai tare și să-l biruiască. Să fie mai tare și să-l biruiască. Altfel problema nu se rezolvă. Vreau să știți că e vorba de cele două împărății. Mai precis, e vorba de cei doi stăpâni. De cei doi împărați. Unul, stăpânitorul lumii acesteia, despre care Biblia zice că este tare, așa că vreau să vă atrag atenția. Noi suntem în război cu un dușman tare. Vreau să știți, este mai tare decât toți oamenii la un loc. Vrăjmașul, diavolul, este mai tare decât toți oamenii la un loc. Nu se poate compara tăria lui cu tăria oamenilor. Nu este niciun om care să-l poată învinge. Este imposibil pentru oameni să-l învingă. N-au cum să-l învingă. Am cunoscut un frate în Timișoara, unii dintre voi l-ați cunoscut și voi, care era boxer și era foarte bine clădit, bun sportiv, s-a pocăit, sigur că a mai continuat să mai joace o vreme, până s-a desprins de tot. L-am auzit cu urechile mele spunând, domnule, am atâta forță. El era un om foarte zelos, plin de râvnă, mă rog, nu-i pronunț numele, că mulți îl cunoașteți. Uneori râvna era mai mare decât trebuia să fie. Și zicea, domnule, dacă ar veni satana odată la mine, păi când i-aș băga câțiva pumni sau l-aș strânge odată, toate oasele le-aș rupe. Stați puțin, satana n-are oase. Și pe el îl interesează pumnii tăi. Și, mă rog, făcea astfel de afirmații, l-am auzit de câteva ori, eram tinerel și eram șocat, eu aveam respect față de omul acesta. Ca după câțiva ani să ne întâlnim undeva și să spună, fraților,
Într-o zi la amiază eram întins așa pe pat. Vreau să mă odihnesc. Dom'le, și-am văzut o făptură neagră, urâtă, hidoasă, cum parcă venea așa din tavan spre mine și cum se apropia chipul acela hidos de mine, așa simțeam o presiune peste ființa mea, încât la un moment dat n-am mai putut respira, n-am mai putut striga, n-am mai putut face nimic, am început să gâfâi ca un om care se neacă, care vrea să spună ceva și nu poate și ștrangulat. Și în starea asta m-a auzit soția și a fugit repede în cameră. Și a zis, ce-i Nicule? Și el a zis, ia-l de pe mine. Ia-l de pe mine că-l omor. Nu. A zis, ia-l, ce să iau, mă? Păi, diavolul, zice. I se terminase, de fapt, vedenia pe care a avut-o. Și atunci unii au zis, auzi, dar cum e cu... îl strângi în brață sau îi dai niște pumni? Am vorbit fără să știu. Am vorbit fără să-l cunosc. Să nu vorbim ușor la adresa lui, că el este tare. Domnul Iisus a recunoscut că este tare și pe lângă că este tare, este și bine înarmat. El, să știți că are arme pentru fiecare parte a ființei noastre. El ne știe punctul slab la fiecare din noi. Să nu aveți impresia că noi avem vreun punct slab pe care el nu-l știe. El știe absolut tot. El ne știe prețul fiecăruia. El știe cât valorăm și cu ce să ne cumpere pe fiecare. Spunea cineva, e bătrân. Vine de mult. Și zice Scriptura, în al treilea rând, că își păzește foarte bine casa și averile îi sunt la adăpost. Acum vreau să vă spun că aceste averi, această avere a lui, el a dobândit-o prin uzurpare, prin înșelăciune. Și această avere, care nu, valoarea căreia nu poate fi apreciată, nu poate fi apreciată, este extraordinar de valoroasă. Se cheamă omul. Omul. Omul este averea lui. Despre care spune aici Domnul Iisus că o păzește foarte bine și o ține la adăpost. O ține la adăpost și o păzește bine. Omul este. Păi, frații mei, cum a ajuns omul din creațiunea lui Dumnezeu averea diavolului? Cum a ajuns omul din bijuteria lui Dumnezeu? Din, eu știu, o comoară pe care Dumnezeu a avut-o în lumea asta? Cum a ajuns să fie averea diavolului? Păi foarte simplu. Foarte, foarte simplu. Când diavolul s-a târguit cu el în grădina Eden, și când el a acceptat să asculte de diavolul și să păcătuiască. Păcatul este actul prin care noi ne vindem diavolului. Iar certificatul de proprietate a diavolului asupra noastră este păcatul. Așa spunea Pavel în Romani 7, dacă nu greșesc, am ajuns rob vândut păcatului. Dar cine m-a vândut? Dumnezeu nu m-a vândut. Eu am fost proprietatea lui. M-am vândut eu. M-am vândut eu și culmea că m-am vândut pe preț de nimic. Pe preț de nimic. Și am ajuns rob. Robii. Pe vremea robilor erau avere. Mare avere. Am ajuns rob păcatului sau rob al diavolului. Am ajuns din averea lui Dumnezeu. Averea celui rău. Averea acestui om tare.
Și el are mare grijă de averea lui. Vreau să știți că și-o păzește. Și-o păzește. Și vedeți dumneavoastră cât de bine sunt păziți oamenii ca să nu scape din lațul diavolului. Vedeți cât de bine sunt legați, înlănțuiți ca să nu poată scăpa de pe moșia lui, pe altă moșie. Și a venit Domnul Iisus foarte ciudat și el a început să poruncească duhurilor cu care erau legați oamenii. Și ăștia au zis, domnule, cine e ăsta? Că ăsta e ca și unul care poruncește. Ăsta, uite, domnule, cum scoate dragi, n-am mai văzut așa ceva. Uite cum îl alungă pe satana, n-am mai văzut așa ceva. Uite cum cad înaintea lui demonizații. N-am văzut de când e lumea, nu s-a auzit așa ceva și nu s-a văzut așa ceva. Da, există ca întotdeauna acest aspect al sucirii adevărului. A acuza pe cineva așa gratis, gratuit, fără nicio temelie. Au venit cărturarii și farisei și au zis scoate draci cu Belzebul. Șeful dracilor. De aceea face el lucrurile astea că e în slujba lui ăla. Și a venit Domnul Iisus și a spus fiți foarte atenți că ce spun ei n-are nicio logică. Pentru că atunci când o împărăție luptă împotriva ei însăși, împărăția aceea se prăbușește. Dar uitați-vă bine, împărăția celui rău nu se prăbușește. Nu, el nu luptă împotriva lui. Dacă eu scot draci cu Belzebul, atunci casa lui este terminată. Dar vreau să vă pun o întrebare, a zis el, fiii voștri, prorocii, cu cine au scos draci? Și atunci au tăcut. Și el vine și le spune, dacă eu scot draci cu degetul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a năvălit peste voi. Atunci a venit unul mai tare decât cel tare. Știți, în alt loc și chiar aici, zice, împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Deci ea, în năvala ei, a venit și deja a ajuns până la voi. Iar mai târziu, va spune Domnul Iisus, a intrat în voi. Deja este în inimile voastre. Împărăția lui Dumnezeu. Iisus era stăpânul acestei împărății. De fapt, în el era această împărăție. Vreți să definim termenul de împărăția lui Dumnezeu? Este foarte simplu de definit. Noi în rugăciunea Tatăl nostru pe care am făcut-o azi dimineață am zis vie împărăția ta? Și ce am zis în continuare? Facă-se voia ta. Cei care analizează Scriptura spun că rugăciunea Tatăl nostru este o poezie. Și poezia în limba ebraică este foarte simplă. Spui un lucru și în propoziția următoare spui același lucru, dar cu alte cuvinte. Același lucru îl spui, dar cu alte cuvinte. Asta e poezia evrească. Vie împărăția ta. Acest lucru spus cu alte cuvinte însemnează facă-se. Deci împărăția lui Dumnezeu este teritoriu unde se face voia lui Dumnezeu. Este locul unde se face voia lui Dumnezeu. Împărăția celui rău, împărăția diavolului, este locul unde se face voia lui. Și ori de câte ori noi facem voia lui,
aș vrea să știți că ne-am dus în vizită în împărăția lui. Îi vizităm împărăția. Sau ne-am mutat în împărăția lui. Sau am devenit în cel mai grav caz fii ai împărăției lui. Scumpilor, să nu ne jucăm, pentru că Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus să ne strămute din împărăția diavolului, din împărăția întunericului, în împărăția slavei lui Dumnezeu, adică în împărăția lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu! Deci vă rog să observați cele două împărății. Cele două împărății pe care Domnul Iisus le prezintă în textul citit, au doi împărați. Unul este stăpânitorul lumii acesteia, care prin uzurpare și prin înșelăciune a pus mâna pe averea care nu era a lui și care este omul. Știți ce a spus el la ispitirea Domnului Iisus? A zis, auzi, eu știu, cu alte cuvinte, că tu ai venit să cucerești împărăția asta. Eu știu că tu ai venit să scoți prada din ghearele mele și să o iei înapoi, că a fost a ta. Dar uite care e problema. Eu sunt băiat de treabă. Eu ți-o dau fără mare efort. Tu mi te închini mie și toată slava lumii și toată puterea lumii și toate împărățiile lumii ți le dau ție. Zice în Evanghelie, ele mi-au fost date mie și eu ți le dau ție. Cine i le-a dat? Cine i le-a dat? Oameni buni, când Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea lui, Dumnezeu l-a făcut pe om stăpân și domn și i-a pus sub picioare totul. Și a zis Dumnezeu, domnește peste toate, adică fii stăpân peste toate, toate sunt sub picioarele tale. Și a venit diavolul. Și știți ce a zis omului? Să fii stăpân numai peste pământ. Tu poți fi stăpân peste toate lucrurile. Tu nu vezi că Dumnezeu te-a pus să fii stăpân pe pământ? Și bine, mersi, El e stăpân și peste tine, și peste pământ, și peste cer, și peste tot universul. Eu te învăț cum să ajungi ca Dumnezeu. Te învăț ce să faci să ajungi ca Dumnezeu. Dar de unde a spus asta? Că a vrut și el să fie ca Dumnezeu. Citiți, vă rog, în Isaia 14. Era exact calea lui. El și-a propus într-o zi să-și înalțe scaunul mai presus de nori și să fie ca Dumnezeu. Și a fost azvârlit de acolo. Atunci a devenit diavol și satana din îngeri de lumină. Și acum a venit la om cu aceeași poveste. Și a zis, ți se vor deschide ochii, vei cunoaște binele, vei cunoaște răul și vei fi ca Dumnezeu. Acum nu ești, dar atunci vei fi. Și atunci omul l-a ascultat. Și a ajuns că există o lege în lumea asta pe care îl crezi. Pe acela l-a ascultat. Pe care îl crezi, pe acela îl asculți. Dumnezeu a zis să nu mănânci, că în ziua în care vei mânca, vei muri. Nu l-au crezut pe Dumnezeu. A venit diavolul și a zis, Doamne, mănâncă, ți se deschid ochii și vei fi ca Dumnezeu. Și a zis, s-ar părea că tu ai dreptate. S-ar părea că e mai logic ce spui tu și e mai plăcut. Zice că s-a uitat și era plăcut de privit. Și bun de mâncat. Cum să nu? Cine nu vrea asta? Păi nu vedeți că și astăzi oamenii l-au detronat pe Dumnezeu de peste tot și s-au așezat ei. În lumea noastră, Dumnezeu este omul. De-aia merge lumea cum merge. Ei, așa a vrut diavolul în Eden. Omul să devină ca Dumnezeu, să devină Dumnezeu și atunci el s-a vândut, ascultând de diavolul, s-a vândut diavolului. A devenit proprietatea diavolului, a devenit comoara și averea diavolului. Vă spuneam la început și repet încă o dată,
păcatul l-a făcut proprietatea celui rău. Și ori de câte ori păcătuim, noi ne vindem. Noi ne dăm celui rău. Pentru că pe care îl crezi, pe acela îl asculți. Și pe care îl asculți, a aceluia devii. Așa că omul, ascultând de diavolul, a devenit averea, proprietatea diavolului. Și dacă ai devenit proprietatea lui, al oricare din cei doi, tu devii ca acela a cărui proprietate ești. Dacă ești proprietatea lui Dumnezeu și asculți de Dumnezeu, tu devii ca Dumnezeu. Dacă devii proprietatea diavolului și asculți de diavolul, devii ca și diavolul. Să avem mare grijă. Și așa că omul a ajuns averea celui rău, a ajuns sub stăpânirea celui rău și a ajuns sub paza celui rău. Eu nu v-aș indica niciunuia să ajungeți sub paza celui rău. El păzește foarte bine. Așa zice, averea lui este păzită și este la adăpost. La adăpost. Așa-și ține el averea. Frații mei scumpi, vai de paza lui și vai de adăpostul lui. Să nu fie nimeni sub adăpostul lui. Dar a venit peste el unul mai tare decât el și l-a biruit. L-a biruit. A încercat, vă spuneam în ispitirea Domnului Iisus Hristos, cu metodele și cu armele lui, să-l îngenuncheze pe Domnul Iisus. Și a zis, da, știu că ai venit, știu pentru ce ai venit, eu ți le dau fără nicio problemă, doar mi te închin mie. Foarte pervers. Vă spuneam la început, știe foarte multe. Domnul Iisus i-a spus, auzi, este scris în Scripturi, Domnului, Dumnezeului tău, să-i te închini. Tu nu ești Dumnezeul meu. Eu nu mă închin ție. Pleacă satanul. Și l-a lăsat. Dar l-a lăsat numai pentru o vreme. Vreau să știți, noi ori de câte ori ne împotrivim tare în credință, pleacă de la noi. Și bine ar fi să nu mai vină niciodată înapoi. Dar iarăși vine. Iarăși vine. Și ascultați ce spune Domnul Iisus Hristos, cât este de pervers diavolul. Și că în momentul în care a plecat, se duce în locurile pustii. Și la un moment dat revine să vadă locul unde a stăpânit. Revine să vadă locul unde a domnit. Revine să vadă casa, odaia care a fost a lui. Și probabil se uită pe fereastră înăuntru și zice Scriptura că o vede curățită și așternută și bine îngrijită. Oh, liberă. Da, scrie pe geam de închiriat. Bine. Se duce și mai ia 7 duhuri mai rele decât el. 7 duhuri mai rele decât el, vine înapoi și se instalează în casa aceea și starea omului de la urmă devine mai rea ca cea de la început. De aceea, în momentul în care cineva a evadat, a ieșit din împărăția lui, e bine să intre în împărăția lui Dumnezeu. E bine să se strămute în împărăția lui Dumnezeu. Vreau să știți că între România și Ungaria există o zonă, o bucățică, o fâșie de pământ neutră. Acolo nu poți trăi. Nu poți trăi. Nimeni n-a rămas acolo din cei care au încercat granița în vremuri, pe zona neutră. Și ori au trecut, ori au venit înapoi. Că nu se poate trăi. Să știți că în zona neutră nu se poate trăi. Am auzit că în vremea războiului de secesiune din America, a fost un intelectual, un om de clasă, care a fost total împotriva războiului. Nu a fost de acord cu niciun chip cu războiul.
Și n-a știut cum să lupte. Nu-l asculta nimeni, nu-l băga nimeni în seamă. Și și-a propus o soluție. O soluție foarte simplă. Dom'le, cum se îmbracă ăia din sud? Păi ăia se îmbracă în maroc. Cum se îmbracă ăștia la alt, din nord? Păi ăștia se îmbracă în gri. Foarte bine. Eu o să-mi iau până la brâu haine maro și de la brâu în sus îmi iau gri. Și am să ies pe front și am să fiu și. Ce credeți? Când l-au văzut ăia în gri, că e maro, l-au ciuruit. Când l-au văzut ăia în maro, că e gri, l-au ciuruit. Și au fost ciuruit și de unii și de alții. Și el avea intenții bune. El avea gânduri bune. Nu-i suficient să ai gânduri bune. Nici intenții bune. E nevoie să treci granița dintr-o împărăție în cealaltă. E nevoie să faci pasul să treci granița. Și frații mei, aș vrea în încheiere să vă spun că la momentul când treci granița din împărăția întunericului în împărăția de lumină și slava lui Dumnezeu, în viața ta trebuie să producă niște schimbări. Absolut. Automat trebuie să producă aceste schimbări. Mi-aduc aminte că atunci când s-a deschis granița cu Ungaria, cei care ați circulat, știți ce spun, noi treceam în Ungaria cu mașina fără nicio problemă. Și imediat după graniță ne opreau rendershing. Da. Și ziceau 3.000 de forinți amendă. Dar de ce? N-ai pus centura. Și eu de totdeauna le spuneam, mă, oameni buni, în România nu se poartă centură. Știți ce îmi reproșau? Nu este în România. Nu este în România. Sau 3.000 de forinți pentru că nu ard luminile. Zic, domnule, dar România nu e obligat nici la noi nici să punea problema ziua în amiaza mare să mergi cu farurile aprinse. Și spuneam, domnule, domnule, zice, ești în Ungaria. Odată ce ai trecut granița, te conformezi legilor de aici. Te conformezi legilor de aici. Nu-mi invoca tu mie că în România e așa. Nu mai ești în România. Păi noi de ce nu înțelegem că am trecut granița? Noi de ce nu înțelegem că nu mai suntem în împărăția celui rău? Noi de ce nu înțelegem că în fiecare zi zicem vie împărăția ta, facă-se voia ta? Noi cerem asta, noi cerem. Păi de ce cerem? Că suntem în împărăția lui. Și atunci de ce invocăm lucrurile din cealaltă împărăție? De ce mai cochetăm cu cealaltă împărăție? Domnul Iisus să ne trezească. Să înțelegem că omul cel tare a fost biruit de cel mai tare decât el, adică de Domnul Iisus Hristos, i-a luat cu sila toate armele în care se încredea. Să știți că armele lui, legile lui, puterile lui, aici nu mai sunt valabile. Nu mai sunt valabile. Îmi cumpărase o mașină din Germania și am venit cu un frate spre casă și la graniță ne-a oprit. Primul lucru care l-au spus ungurii, zice, ați furat mașina. Domnule, zic, da, am acte tot, nu mă interesează. Ne-au băgat pe amândoi într-o cameră acolo și noi, sigur, am început să vociferăm, să protestăm. Domnule, să chemăm, să facem. Aici nu sunteți acasă. Aici faceți ce vă spun eu. Păi bine, dar la noi, nu mai sunteți la voi, domnule. Și am început, sigur, și noi să spunem, să... Domnule, nu-i drept, nu... Da, cine vă bagă în seamă? Nu vă bagă nimeni în seamă, că aici nu mai sunteți la voi. Aici sunteți din coace. Sigur că după ce ne-au ținut vreo 2-3 ore, ne-au dat drumul. Nu mașina a fost problemă. Trebuie să vă spun adevăr. Mi-a zis unul dintre ei care era șeful de tură. Păi mă, voi aveți bani să cumpărați o mașină și nouă nu ne dați de o pălincă? Așa era sistemul. Așa era vremea. Mai e și acum. Și zic, pentru asta ne-a ținut 2-3 ore aici? Păi dacă n-ați înțeles,
Am înțeles noi, dar n-am vrut. Că noi nu dăm nimănui bani de pălincă, nici de țigări. Noi dăm bani de mâncare, dacă n-are cineva mâncare, sau pentru un lucru necesar, pentru îmbrăcăminte. Deci vreau să înțelegeți, odată trecuți dincolo, zice Apostolul Pavel, nu mai puteți face tot ce voiți. Aici nu mai sunt valabile legile din împărăția cealaltă. Aici nu mai ține cum v-a ținut dincolo. Păi da, de ce? Aici nu mai sunteți ai voștri. Deja proprietar este Hristos peste voi. Voi ați fost cumpărați cu un preț. Și voi, spuneam data trecută, sunteți de două ori cumpărați, de două ori proprietatea lui Dumnezeu. Odată că Dumnezeu v-a creat și a doua oară că Dumnezeu v-a plătit. Dar nu v-a plătit cu aur și cu argint, ci v-a plătit cu sângele scump a Fiului Său, Iisus Hristos. Slăvit să fie Dumnezeu! Așa că noi am devenit proprietatea lui Dumnezeu și până la urmă ne-o spune deschis. Nu sunteți ai voștri, sunteți cumpărați. Așa că nu puteți face tot ce voiți. Că tare mulți credem că după ce ne-am pocăit e democrație. Facem ce vrem și ce ne taie capul. Cum vrem noi? Cum ne place nouă? Biblia zice nu puteți. Astea sunt fumuri, dacă vreți să-mi iertați expresia, din împărăția cealaltă. Din împărăția cealaltă. Obiceiuri și practici din împărăția cealaltă. Știți că la un moment dat ucenicii s-au certat pe drum că vroiau să știe care din ei va fi cel mai mare în împărăția Domnului. Și s-au certat. Domnul Iisus era în față, mă rog, medita, se duceau spre o zonă oarecare și la un moment dat ajung într-o familie, într-o casă, au intrat înăuntru și Domnul Iisus zice, băieți, da, pe drum, v-am auzit cu voce tare, mă rog, parlamentând ceva acolo, discutând, despre ce ați vorbit? Petru, despre ce ați vorbit? Ioane, despre ce ați vorbit? Toma, care a fost subiectul? Zice Domnul Iisus, ei se certaseră pe drum. Ca să știe, astea erau reminiscențe din vechea împărăție. Astea aparțineau vechiului domnitor, vechiului împărat. Și Domnul Iisus, spune în Evanghelia după Luca, a luat un copil și l-a așezat în mijlocul lor. Și a spus, dacă nu vă întoarceți la Dumnezeu, adică cum? Bă, dacă nu vă întoarceți la Dumnezeu, păi da, noi nu suntem cu Dumnezeu. Iisus Hristos era Dumnezeu. Voi trebuie să vă întoarceți la Dumnezeu. Păi da, când ne-am depărtat de Dumnezeu? Când ați gândit în modul lumesc de a pune problemele. Pentru că numai în lume, în împărăția celui rău, este unul care domnește și ceilalți toți sunt supuși. Asta e regulă. Și voi încă gândiți așa cum se gândește acolo. Voi trebuie să vă schimbați mentalitatea. Voi sunteți în altă împărăție. Bine, și în împărăția asta cum e? În împărăția asta, dacă unul dintre voi vrea să fie mai mare, așa, eu vreau, o fi zis Petru, bun, atunci te faci slugă la toți. Îi speli pe toți pe picioare, tu mături după toți în biserică, tu faci curățenie după ei, tu slujești tuturor. Păi cum, domnule, că în lume, când unul a ajuns mare, toți îi slujeți lui? Voi mă numiți domn și stăpân și bine ziceți că sunt. Dar eu, zicea el, n-am venit să mi se slujească. Deci un domn care nu acceptă să îi se slujească, ci am venit ca să slujesc. De aceea numele lui este mai presus de orice nume. Pentru că el a venit și a implementat în lumea aceasta legile împărăției lui Dumnezeu. Și ele sunt foarte vizibile. Și ele lucrează perfect în biserica lui Dumnezeu. Să ne dea Dumnezeu putere să putem să trăim conform legilor împărăției lui Dumnezeu.
să-L recunoaștem pe Iisus Hristos, singurul nostru Domn și Împărat. Ești împărat? Da, sunt, a zis Domnul Iisus. Și pentru aceasta am venit. El este Domnul și Împăratul nostru. Ce fac ceilalți împărații, treaba lor? Cum îi dă jos, cum îi pune sus stăpânul lor, îi privește? Noi avem un împărat și o împărăție care nu se trece. Este veșnică. Și noi facem parte din această împărăție. Și ne rugăm în fiecare zi să vină împărăția ta. Și să se facă voia ta. Pentru că vrem așa cum e acolo să fie în biserica noastră. Să fie în viața noastră. Să fie în orașul nostru. Să fie în țara noastră. Slăvit să fie Dumnezeu. Și să ne curățăm inimile. Să ne curățăm mintea și gândurile. De toate resturile. Cu care câteodată ne mai păcălește cel rău când vine în mintea noastră și ni le pune în minte ca să procedăm ca ceilalți. Știți dumneavoastră că am procedat destul și ne-a fost rușine de noi după aceea. Ca să nu ne fie rușine și să nu avem dezamăgiri și să nu avem, mustrări. Haideți cu toată ființa să respectăm împărăția și legile împărăției lui Dumnezeu. Amin.